La Câmpina se fac pregătiri pentru o nouă ediție a Târgului Mierii. Cea de-a noua va avea loc în perioada 20-28 februarie la Casa Tineretului. Pentru anul acesta, organizatorii plănuiesc 9 concursuri cu premii valoroase. Târgul Mierii crește de la an la an, ajunge foarte diversificat, dincolo de denumirea asta simplă pe care am păstrat-o de Târgul Mierii, e un eveniment complex. Avem 8-9 concursuri cu totul speciale și pentru prima oară anul ăsta, premiile vor depăși 6.000 de lei. Cel mai dulce cuplu este doar unul din concursurile care vor avea un premiu consistent, un colțar de bucătărie. Avem concursuri pentru cea mai bună miere, iarăși foarte frumoase, concurs pentru cel mai mare mâncător de miere, dăm o cameră video de mișcare și multe altele. Și concurs de prăjituri, uitam concursul de prăjituri, prăjituri sincere cu miere, unde iarăși premiile sunt foarte mari. Avem un premiu de 400, unul de 300 și unul de 200. Pentru că a devenit un eveniment internațional, anul acesta la Târgul Mierii vor veni apicultori din Republica Moldova, Serbia, Bulgaria și Ungaria. Lansăm o invitație către câmpineni, către prahoveni, către România și către prietenii noștri din Moldova, din Serbia, care au venit în fiecare an, și către prietenii de București, care vin în număr foarte mare la Câmpina, în 26, 27 și 28 februarie, ultimul weekend din februarie, veniți la Târgu Mierii să vă îndulciți cu miere la Câmpina.